Mama Denisei Răducu a împodobit bradul la mormântul regretatei artiste. Cum arată acum locul în care se odihnește cântăreața? În ziua în care Denisa Răducu ar fi împlinit 32 de ani, mama ei a sărbătorit-o la mormânt. Cea care i-a dat viață regretatei artiste a împodobit bradul în locul în care se odihnește trupul fiicei sale. Totodată, femeia i-a adus și cadouri și a avut grijă ca spiritul sărbătorii să ajungă și la cea care a plecat mult prea devreme dintre cei vii. Imaginile cu bradul pe care mama Denisei Răducu l-a împodobit la mormântul artistei sunt dovada că cea care i-a dat viață nu renunță la ideea de a-și petrece sărbătorile cu fica ei, chiar dacă aceasta s-a stins din viață în urmă cu mai bine de patru ani. Luni, 13 decembrie, Denisa Răducu ar fi primit 32 de ani, iar mama ei a marcat ocazia cum a știut ea mai bine. Geta Dovleac i-a împodobit un brăduț și a adus cadouri regretatei artistei care și-a dat ultima suflare la data de 23 iulie 2017. În imagini se observă că mormântul cântăreței este acoperit cu mai multe aranjamente florale, icoane și candele, iar undeva în lateral se află o vitrină cu mai multe portrete ale Denisei. Ieri mama artistei a adăugat și un brat pe care l-a împodobit frumos, dar și o coroană festivă de Crăciun.